Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost prins seara trecută în Germania de polițiștii bavarezi. Edilul s-ar fi opus arestării și a suferit mai multe răni în momentul încătușării. Dacă Cătălin Cherecheș va vrea să colaboreze cu autoritățile din Germania, o să ajungă în țară în regim de urgență. Altfel, dacă contestă mandatul de arestare, procedura poate dura chiar și jumătate de an. Cu răni pe față și încătușat, așa l-au pozat polițiștii bavarezi pe Cătălin Cherecheș la 5 zile după ce a fugit din țară. Primarul din Baia Mare ar fi călătorit cu mătușa lui cu aproape 200 de km pe oră pe o autostradă din Germania cu direcția gara din Augsburg. Aceștia plănuiau ca acolo să abandoneze mașina și mai apoi să iau un tren sau un taxi, însă au fost depistați de polițiști și de o agenție federală de investigații polițienești. Edilul nu s-ar fi lăsat încătușat, astfel fiind rănit în momentul arestării. În Germania, Cherecheș ar fi avut depozitat aproape 1,5 milioane de euro. La scurt timp după încătușarea lui Cătălin Cherecheș, ministrul de interne al României, Cătălin Predoiu, a făcut și o postare în care felicita colaborarea dintre autoritățile române cu cele din Germania. Camerele de supraveghere l-au surprins pe edil cu câteva ore înainte de ieșirea din țară. Cu o glugă pe cap și un ghiozdan în spate, Cherecheș tocmai ce ieșise din primărie. A fost adus de un taximetrist pe care îl cunoștea și credea că este urmărit de poliție. Mai departe a trimis șoferul la o adresă aflată în zonă și a mers pe jos până la el. Era foarte speriat, era panicat. A venit în bugă, doar ca sus, după care mi-a făcut semn să mă duc și mi-a scris pe parbriz că statul mare. Avea o gentuță, gen borsetă un pic mai mare, o geacă și un hanorac și avea gluga în cap că plouă afară. Ajuns în satul mare, Cherecheș a luat la întâmplare un alt taxi și a cerut șoferului să-l ducă în Ungaria. Era un tren normal cu care am pornit la drum. De aici, povestea a devenit subiect de anchetă în toată poliția română. Pentru că era dat în consemn la frontieră, Cătălin Cherecheș a folosit buletinul vărului său din Germania, cu care seamănă foarte bine și l-a păcălit pe vameșul care l-a controlat. A trecut fără probleme vama Petea. Chiar premierul ar fi spus că este greu să creadă că fuga primarului a fost întâmplătoare, potrivit unor surse guvernamentale. Polițistul, care nu și-a dat seama că primarul din Baia Mare a prezentat un alt buletin la controlul de la vamă pentru a ieși din țară, este acum cercetat de procurori pentru neglijență în serviciu. Potrivit codului penal, riscă între 3 luni și 3 ani de închisoare. După ce s-a speculat că soția ar fi cu el în străinătate, Tabita Gliga a apărut ieri la sediul poliției Mureș. Le-a adus pachet părinților ei aflați în arest. Dacă va alege să colaboreze cu autoritățile din Germania, Cătălin Cherecheș ar fi adus în țară în regim de urgență. Însă dacă o să conteste mandatul de extrădare, edilul ajunge în fața instanței bavareze, acolo unde urmează să se decidă dacă va fi sau nu adus în România. Pe 7 decembrie îi se judecă o cerere de strămutare a procesului în care a fost deja condamnat, depusă înainte de data sentinței. Dacă se admite cererea de strămutare, hotărârea în apel va fi desfințată și se va rejudeca procesul în apel. Practic, spune apărătorul său, ar putea scăpa de condamnare pentru că la o rejudecare a cazului s-ar depăși termenul de prescripție, aprilie anul viitor.